După ce mai bine de 3 decenii au salvat vieți într-o clădire avariată, acum lucrătorii medicali din cadrul Centrului de Sănătate din satul Târnova, raionul Edineț, se pot bucura de condiții de muncă la standarde europene. Reabilitarea instituției a fost posibilă grație ajutorului financiar acordat de Ambasada Poloniei la Chișinău. Olesia Lomaeva este una dintre pacientele Centrului de Sănătate din localitate. Femeia spune că, în sfârșit, este mulțumită de prestarea serviciilor medicale din cadrul acestei instituții. Condițiile s-au dorit. Acum e foarte bine, suntem mulțumiți că s-au făcut reparații, tot e cald, condițiile sunt foarte, foarte bune. Când avem nevoie, cu orice întrebare, cu orice problemă cu copiii, suntem de serviți la nivel. Și medicii se arată satisfăcuți de condițiile în care activează. Acum aceștia au parte de echipamente moderne și un mobilier confortabil. Reparații era ca și în multe, multe oficii a medicilor de familie de la sate. Adică încălzarea era cu sobe, așa ca la sat. Acum, după ce ni s-a pus cazan, avem încălzire generală, se încălzește și coridorul. Am instalat în acest an casangeria, bază de cărbuni și de lemne, dar oricum sunt condiții pentru toți locuitorii. Că dacă se venea la medicul de familie și se încălzeau 2-3 încăperi, pacienții de la mic la mare trebuiau să aștepte în coridor. Pentru reparația Centrului de Sănătate au fost alocați peste 370.000 de lei. Ambasada Poloniei a oferit 300.000 de lei, restul banilor au fost alocați de către Consiliul Raional Edineț. În limita posibilităților noastre am contribuit în primul an la o renovare parțială a clădirii și când am văzut că s-a făcut frumos, dar din păcate s-a făcut numai pentru o jumătate, că erau numai atâția bani, am continuat această susținere și a fost posibil să terminăm renovarea acestei clădiri. În satul Târnova locuiesc 2000 de oameni, jumătate dintre ei sunt de origine poloneză.